Na, ia să vedem. Ia să vedem. Aparatul e aici. Proba adevărului, da? Și acum, pac. 37:2. Se vede? La limită, la limită, că dacă aveam 37:3, nu intram în casele dumneavoastră pentru că era interzis. Și așa că vă pot da acum salutare, salutare, dragi colegi, dragi colegi de alertare și de termoscanare. Cuvinte noi la vremuri noi. Am avut COVID, am avut izoletă, am avut contacte, acum avem termoscanare, termoverificare. Și normal să apară meserii noi. Cea mai nouă meserie apărută este cea de termometrist. Termometrist. Cine e termometristul? Este fostul paznic, fostul boctăr de hipermarket. Da, îl știți, ăla care umbla printre rafturi și când îl întrebai de un produs, nu dădea Dumnezeu să-ți spună unde îi, dădea în stații. Unde sunt tu pastele alea subțiri, că nu știe boul? Nu i-o spus nevastă să de acasă de unde să le cumpere, da? Acești paznici s-au recalificat la locul de muncă și au devenit termometriști. Ei ne iau temperatura la intrare, meserie grea, dar cu multă responsabilitate. Că dacă ai peste 37:3, nu-ți poți face cumpărăturile. Acum dacă te duci la Kaufland, îți iese 37:1 și săptămâna e bună. Dacă mergi la Lidl, poate meriți să fii surprins. Dar auziți aici, dacă îi pui la termometrist, 5 lei în buzunar, te lasă să treci și dacă ai 37:4. Nu v-am spus eu. Doamne, ce am ajuns, doamne. Dacă te uiți așa din exterior, vezi un peisaj suprarealist. 10 oameni stând în rând și unul cu un pistol în fața frunții lor. Intră oamenii după ce practic îi miruiește cu acel aparat de măsurare a temperaturii. Măcar să zică, darul Domnului pentru sănătatea sufletului și al trupului intră. Intră, intră. Dacă te uiți de departe, zici că se filmează ceva peliculă de acțiune, ăla cu pistolul acolo. Că mai sunt și termometriști care și-au intrat așa în mână, știți? Parcă ar fi De Niro în filmul Taxi. Știți faza aia cu... You talk to me? You talk to me? Și tu să te duci acolo cu mâinile sus în fața aparatului pe care ți-l pune în frunte și să zici: nu trage, domn Semaha! Sunt eu, lăscărică! Și dacă ai 37:4, să zici ca Sergiu Nicolaescu în final de film: o fleac, m-a ciuruit. Nu credeam că doare atât de rău. Nu pot intra în hipermarket. O să mă duc la ABC-ul de la parterul blocului. Acolo nu mă termoscanează. Ce vremuri, ce vremuri. Auzi discuții de genul: cât am avut, domnule? 37:2. Și cât e recordul? Sau, doamna în față, domnul în spate, doamnei îi se măsoară temperatura și se comunică. 37:1. Și l-auzi pe domn din spate: care e la 1 tu? Ca așa vă termoscanez pe amândoi cu o cărălabă, e nu vă vedeți. Cică, marele, la propriu și la figurat, Cabral, a intrat în hipermarket, deși el o are de 38. Se mai întâmplă. Și apoi discuții la colț de stradă între două, o doamne, bine, zice, am fost la Penny și mi-a ieșit mai bună temperatura decât la Profi. Dar de ce nu te duci tu la Carrefour? Că acolo e la Carrefour, dacă ai 37 fix, îți dă voucher de reducere la înghețată și poți să-ți cumperi produsele pe bază de card de sănătate. Râd păsărelele la ce vorbim aici. Zice, nu, nu, zice, du-te la Mega Image, că e un domn doctor acolo în față. Așa bine ți-e temperatura de nici nu simți. Mi-au ieșit toate bune. Trigliceridele mi-au ieșit bune. Colesterolul mi-au ieșit, glicemia bună. Și mi-au dat leacuri pentru hipertensiune și pinte în calcaneu. Așa o să fie de acum înainte. Laboratoarele de analize în față la hipermarket, la Auchan. Să deschide și mall-ul, să deschid și spitalele. Vă dați seama, ți-ai luat temperatura, ți-au făcut analizele și intri în mall. Și acolo te vindeci de ce? De febra cumpărăturilor. Vai, ce vremuri am ajuns. Termoscanare, termometriști. Bineînțeles că vine și panica. Vine și dezinformarea. Bă, ne iau ăștia temperatura. Alo! Temperatura se măsoară, nu se ia. Dar la românii frică. Înainte de 89 ne-au luat libertatea comuniștii. Acum, iliberalii, sexomarxiștii, neotroțchiștii ne iau temperatura. Și apoi dacă ți-o lua temperatura, ai de lucru.
S-a luat temperatura. Nu mai ai temperatură. Și apoi du-te la poliție și declară. Domnule, mi-a luat temperatura. De declarații, scrie. Descrie, spune, așteaptă de telefoane, bagă-ți avocat, bani prădați, până ți iei temperatura înapoi. Așa s-a ajuns. Dar am văzut lume multă cu mască pe figură. Cu mască pe figură chiar își reinterpretează hitul Ducu Berții. Simt că fără ea îmi iau amenda, fața mi-e pustie fără ea, fără masca. Au și zis domnul Arafat. Au zis domnul Arafat. Citez din domnul Arafat. Taci tu. Au zis domnul Arafat. În timp, purtarea măștii va deveni un element de igienă. Va deveni o chestie de educație. Și noi cum mai scuipăm? Cum mai scuipăm coaja la sămânță mâncața și cu atâta educație? Da. Să fim optimiști, să sperăm că vin vremuri mai bune. Că m-am băgat la voi în casă, hai, bună seara, cam temperatura joasă, hai, vă salut, dragi colegi de nu mai știu ce, de Facebook, colegi de viață, colegi de trai, că până la urmă a trece și termoscanarea asta și o să ne vedem cu bine într-o lume cât mai normală. Acum mi se pare așa de artificială și de aseptică. De gândești că trăim într-un laborator. Nicu Bendea vă salută de aici. M-am născut cu mir în frunte, și am temperaturi bune,